De ce abia acum o reacție a societății civile? Pentru că în orice scenariu nu ne-am fi putut închipui că la un an de la această întâmplare nu va mai fi nevoie să facem acest gest. Gestul nostru e un simbol. Veverița, până la urmă, e un simbol. Întreg acest oraș stă sub patronajul unui om ce dovedește că n-are suflet. Îi amintim că trebuie să aibă suflet pentru Veverița, pentru oraș, pentru noi toți, pentru orice ființă, pentru orice din acest oraș. Cine este inițiatorul acestei mișcări? Împreună cu câțiva colegi activiști civici din presă sau pur și simplu din altă parte, am decis să facem. Tricourile le-am plătit eu. Acțiunile le inițiază colegii. E un parteneriat, dar în orice societate civilă. De ce ați ales culorile alb-roșu? Pentru că sub spectrul acesta, într-o carceră roșie, stă Veverița aceasta. Până la urmă, dintr-o masă de consilieri PSD, la un moment dat, oamenii aceștia să înceapă să se desolidarizeze, pentru că răspund împreună, mă închipui, chiar așa sunt o masă de tăcători, n-au nicio părere despre ceea ce domnul primar face, cu orașul ăsta tot, iar cu Veverița ca un simbol.